Dumnezeu să ne ajute să ne păstrăm curați ca să nu cădem niciodată. Dumnezeu să ne ajute să stăm în picioare și Apostolul spune: Cine stă în picioare, să ia seama să nu cadă. Dragii mei, aș vrea să ne apropiem de cuvântul Domnului pe care îl voi citi din Sfânta Evanghelie după Ioan, capitolul 21, începând de la versetul 15 în jos. Este acel dialog pe care l-a avut Isus la Marea Tiberiadei cu Petru, mai bine zis, reabilitarea lui Petru. Haideți, din respect pentru scripturi, vă rog să vă ridicați. Am să citesc și să dați atenție cuvântului lui Dumnezeu pe care îl voi citi, chiar să-l urmăriți dacă aveți Biblia sau dacă nu, pe aceste ecrane puteți să urmăriți acest cuvânt al lui Dumnezeu. După ce au prânzit, Isus a zis lui Simon Petru. Simone, fiul lui Iona, mă iubești tu mai mult decât aceștia? Da, Doamne, a răspuns Petru, știi că te iubesc. Iisus i-a zis, paște mielușeii mei. I-a zis a doua oară, Simone, fiul lui Iona, mă iubești? Da, Doamne, a răspuns Petru, știi că te iubesc. Iisus i-a zis, paște oițele mele. A treia oară i-a zis Iisus, Simone, fiul lui Iona, mă iubești? Petru s-a întristat că îi zisese a treia oară, mă iubești? Și i-a răspuns, Doamne, Tu toate le știi, știi că te iubesc. Iisus i-a zis, paște oile mele. Adevărat, adevărat îți spun că atunci când erai mai tânăr, singur te încingeai și te duceai unde voiai. Dar când vei îmbătrâni, îți vei întinde mâinile și altul te va încinge și te va duce unde nu vei voi. A zis lucrul acesta ca să arate cu ce fel de moarte va proslăvi Petru pe Dumnezeu. Și după ce a vorbit astfel, i-a zis, vină după mine, amin. Vă rog să ocupați locurile. În acest dialog dintre Domnul Isus Hristos și Petru, putem să realizăm că Căderea în viața unui creștin rare ori este o erupție. Ea poate să fie un proces lent. Însă în viața lui Petru a fost chiar o erupție. În mod neplanificat, Petru s-a lepădat de Domnul Isus. Deși îi promisese solemnitate acestuia, deși i-a promis Domnului că niciodată nu-l va părăsi, totuși și-a încălcat cuvântul. Și acum se pune o întrebare. Un creștin care a căzut mai poate fi reabilitat? Mai poate unul care a umblat 3 ani, 30 de ani, 300 de ani, dacă s-ar fi întâmplat să cadă, mai poate fi el reabilitat? Petru a greșit lamentabil, însă nu-l judecăm prea aspru pentru că nu suntem mai buni sau n-am fi mai buni. Bun este unul singur, Dumnezeu, care are milă de noi și care ne ajută să stăm în picioare. După învierea Domnului Isus Hristos, sau în perioada asta de arătare a lui Isus, de întâlnirea lui Isus personală cu Petru, Există o perioadă de frământare în viața lui Petru, pentru că asta se întâmplă în viața unui creștin care a căzut. Intervine o frământare, o descurajare, o depărtare de frați și mai ales de Dumnezeu, o pierdere a pasiunii față de Dumnezeu și lucrarea lui. Și în ziua respectivă, zice Petru prietenilor lui mai apropiați, mă duc să prind pește. Acolo este un cuvânt în greacă și anume supago, care înseamnă mă pensionez. Mă întorc la vechea meserie. Am crezut că dulgherul din Nazaret va fi chiar împăratul lui Israel. Cine știe câte nu s fi uh, petrecut prin mintea lui. Lucruri care noi ni le imaginăm și poate chiar le spunem prin imaginația noastră. Însă nu știm ce a fost în inima lui Petru. Un lucru este cert. Era o dezamăgire în inima lui Petru. Și mai ales o tristețe acum că după noapte întreagă de trudă, de a prinde pește, n-au prins nimic. Apropiindu-se de țărm dezamăgit, pentru că oricu ce începem în viață fără Dumnezeu, nu o să avem izbândă. Ne vom întoarce la țărm, de fiecare dată dezamăgiți. Ajungând spre țărm, un străin de pe țărm, pentru ei era deja un străin acum, le-a pus o întrebare. Copii, aveți ceva de mâncare? Nu. Ați prins ceva? Nu. Veniți de prânziți. În sfârșit, au acea discuție cu Isus, la un moment dat descopere că e chiar Domnul și apoi Isus îl ia pe Petru deoparte și stă de vorbă cu el. Procesul de reabilitare al unui creștin este momentul când el, acel creștin, are un moment de reîntâlnire cu Dumnezeu când Dumnezeu stă de vorbă cu el și când Dumnezeu îl încurajează, când Dumnezeu îl reabilitează și îl pune în lucrare. Aș vrea să-mi interpretez mesajul evanghelic, Iisus Hristos, Marele Păstor al oilor. De ce Domnul Iisus, în dialogul care îl are cu Petru, recurge la, aceeași, la același sens metaforic, pe care îl folosește Dumnezeu în Vechiul Testament. Știți că în Vechiul Testament Dumnezeu, în sens metaforic, compară poporul lui Israel cu o turmă de oi. Și nu este... Sunt mai multe locuri în Biblie. De exemplu, Ezechiel 34, 1 la 34. Dumnezeu vorbește de poporul lui Israel și de conducătorii, de liderii poporului Israel ca de niște păstori, iar de poporul lui Israel ca de niște oi. Care în belșugul care l-au, calcă în picioare pășunia, tulbură apa și păstorii, liderii, nu fac nimic. Dumnezeu este indignat și spune în final, în versetul 31, voi sunteți turma pășunii mele, zice Domnul Dumnezeu, referindu-se la poporul Israel. În Ieremia, capitolul 23, de la 1 la 4, vorbește despre același lucru, același sens metaforic îl, vor, îl folosește profetul Ieremia, Dumnezeu prin profetul Ieremia, vorbind despre poporul Israel. Psalmul 23, David compară pe Dumnezeu cu un păstor, spune, Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. Și cred, așa după cum ați observat, și copiii mici știu Psalmul 23. În Noul Testament, apostolii nu se lasă mai prejos preluând ideea lui Isus din Ioan 10, păstorul cel bun, și conducându-o prin tot firul noului testament, concluzionând-o cu Evrei, capitolul 13, de la 20 la 21, unde se scrie și când se va arăta marele păstor al oilor. Veți primi cu una neveștezită a slavei, al gloriei, comparându-l pe Isus cu un păstor al oilor, iar oile fiind turma sa, biserica sa. Și acum aș vrea să vedem câteva lucruri despre Isus Hristos, Marele Păstor al Oilor, din acest text. În primul rând, din textul acesta pe care l-am citit, putem să tragem câteva concluzii foarte importante pentru noi. Pentru că dialogul acela între Isus și Petru a fost doar pentru Petru. Dar din el putem să tragem câteva concluzii pentru viața noastră spirituală, și anume, prima concluzie. Isus marele păstor posedă o turmă. Iisus Hristos, marele păstor, posedă sau are o turmă. Chemarea lui Petru, în Matei capitolul 4, de la 18 la 20, este chemarea pe care Domnul o face de la profesia care o are el fizică, firească, la una spirituală. În Matei 4, 18 la 20, Domnul Iisus când îl cheamă pe Petru ca ucenic în lucrare spune Te voi face pescar de oameni. Însă el și-a pierdut această chemare trădându-l pe Domnul Isus, dezicându-se de el. Acum, la reabilitarea lui Isus, îi spune ceva mai mult. Vreau să împaști turma mea. Dacă tu mă iubești, vreau să împaști turma pe care o am eu. Turma nu e a ta. Turma e a mea. Și această turmă pe care eu o am, vreau să o păzești, să o păstorești, să o hrănești, să o protejezi. Pentru că turma este a mea. Iisus Hristos are o turmă, comparativ, metaforic vorbind, o biserică, o grupare de oameni care aparțin Lui. O biserică universală și o biserică locală. Biserica Universală este totalitatea tuturor credincioșilor de-a lungul timpurilor care au, prin cuvântul lor, și-au devotat viața lui Isus Hristos. Această Biserică Universală, într-o zi, va fi ridicată la cer. Cei care zac în țărâna pământului, cei care dorm, așa cum spune Biblia, vor fi treziți. Iar cei care vor fi în viață a lui Hristos vor fi transformați la clipială. Și atât cei care au murit și au înviat, cât și cei care erau în viață și vor fi transformați, cu toți vom întâlni pe Domnul în văzduh. E vorba de o turmă a lui Hristos. Această idee de turmă care aparține lui Hristos o găsim și în și se imprimă atât de mult în viața ucenicului Petru, încât în finalul, la finalul vieții, înainte să plece din lumea aceasta, Petru scrie 1 Petru și 2 Petru. Iar în 1 Petru, în scrisoarea aceasta, el spune așa. 1 Petru, 2 cu 25, comparând salvarea credincioșilor din lumea întunericului cu niște oi care au fost cândva rătăcite. Și spune așa, căci erați ca niște oi rătăcite. Dar acum v-ați întors la păstorul și episcopul sufletelor voastre. Uitați, atât de tare se imprimă ideea că Isus Hristos este păstorul care are o turmă, încât Petru spune, turma nu e a mea, turma este a lui Isus Hristos. Și voi, ca niște oi rătăcite, v-ați întors la această turmă care este a lui Hristos și ați fost integrați în această turmă. Iar în 1 Petru, capitolul 5, de la 1 la 4, vorbind despre îngrijitorii turmei, Apostolul Petru spune așa: Să fiți atenți cum păstoriți turma lui Dumnezeu. Nu pentru un câștig mărșaf. Nu pentru interese meschine. Nu pentru interese personale. Rețineți turma nuia voastră, turma e a lui Hristos. Asta a învățat Petru. Și asta trebuie să învățăm noi, fraților, Biserica nu nuia noastră. Biserica este a lui Isus Hristos. Oricine ar fi în poziție ecleziastică, oricât de mare ar fi, președinte de cult, egal, episcop, păstori, prezbiter, diaconi, comitet, oricât de mare ar fi un neam într-o biserică, biserica nu e a noastră. Biserica este a lui Isus Hristos și trebuie să aparțină lui. Când biserica a ajuns să fie luată din mâna lui Hristos și ținută în mâna unor oameni, perioada aceea o numim perioada întunecată a bisericii. Când biserica a făcut cele mai mari atrocități. Când în numele Sfintei Cruci au martirizat creștini adevărați. Au trăit în numele religiei prelați, ecleziastici în mod imoral și au făcut atâtea lucruri oribile pentru că au luat biserica din mâna lui Hristos, au vrut să o ia. Și să facă exact ce spune apostolul Pavel lui Timotei. Lupi răpitori. Domnul Iisus concluzionează în Luca 12 cu 32 și spune așa de frumos următorul verset. Nu te teme, turmă mică, Că îți dă cu drag împărăția. Turma este a lui Isus Hristos. Un al doilea lucru care îl învățăm din acest text este că turma păstorului este o turmă diversă. Este, are diversitate. Adică, uitați-vă aici. Domnul Isus în Ioan 21, versetul 15, spune Paște mielușei mei. Versetul 16 spune Paște oițele mele. Iar versetul 17 spune, paște oile mele. Observați diversitatea. În biserică nu sunt numai oi. În biserică nu sunt numai oițe. În biserică nu sunt numai mielușei. Mielușei fiind copilași aceștia. Oițele fiind acei adolescenți. Iar oile fiind acei maturi. Și când vorbesc despre asta, vorbesc și din punct de vedere spiritual. Creștinul care se naște în biserică, trecând prin procesul nașterii nou, trebuie să treacă prin aceste faze de mielușei, oițe și oi. Adică e un proces de maturizare creștină. Există creștini care rămân tot la nivel de oițe. Există creștini care la nivel, nu mai trec niciodată la nivelul de oi. Poate unii rămân tot mielușei. Apostolul Pavel este chiar foarte șocat de o biserică, zice am venit la voi și am vrut să vă hrănesc cu hrană tare, dar am constatat, vorbind în mod figurativ, că voi nu puteți să primiți hrană tare, că nici nu aveți dinți, nu v-ați maturizat ca să măcinați acea hrană tare care vă dau. Și a trebuit să vă vorbesc ca unor prunci în Hristos. Adică, procesul de maturizare în viața unui creștin, se face dacă acel creștin umblă în fiecare zi cu Dumnezeu. Se face trecând prin diferite situații ale vieții, circunstanțe, aspecte. Procesul acesta de maturizare creștină nu se face pentru că venim la biserică. E bine să venim la biserică, că venim la biserică să ne edificăm spiritual, să avem părtășie cu Dumnezeu, părtășie cu frații, să ne încărcăm spiritual. De aceea venim la biserică. Dar procesul maturizării nu se face doar venind la biserică. Procesul maturizării nu se face doar stând acasă și urmărând slujbele pe online. Sau... Nu. Procesul maturizării creștinului se face prin intemperiile vieții. Dumnezeu ne pune în diferite situații ca noi să avem diferite reacții. În urma reacțiilor să concluzionăm că trebuie să facem schimbări. Schimbări în bine. Procesul acesta de pocăință îi de o viață mai cădem azi, mai greșim azi, dar nu tot greșim în fiecare zi până îmbătrânim. Ai scăpat să spui un neadevăr. Bun. L-ai mai spus de vreo două, trei ori acel neadevăr. Dar până la urmă, pocăiește-te de el. Se poate întâmpla să greșim, să cădem. Caz odată, caz de șapte ori. Dar ridică-te odată și nu mai cădea. Pentru că dacă tot cădem și tot cădem și tot cădem și îmbătrânim, ajungem la 40 de ani de pocăință și nu s-a schimbat nimic ca noi, nu ne maturizăm niciodată. Turma Domnului este o turmă diversă. Apostolul Pavel, vorbind despre diversitatea slujbei, diversitatea turmei, spune, nu toți sunt proroci, nu toți sunt evangeliști, nu toți sunt păstori, nu toți sunt lideri, ci există o diversitate, la fel ca în trup. Trupul nu-i una, trupul nu-i numai mână, nu-i numai picior, nu-i numai ochi, ci trupul e o diversitate în unitate. ochii la locul lor, urechile la locul lor, gura la locul ei și așa mai departe. Și toate această diversitate în unitate și la locul ei formează trupul acesta armonios care ne reprezintă pe fiecare. Prin urmare, turma Domnului e o turmă diversă. Nu toți sunt la nivelul matur la care sunt eu. Alții sunt mai maturi decât mine. Alții sunt mai imaturi decât mine. Dar Apostolul Pavel spune fiecare să privească pe aproapele său mai presus de sine însuși. În procesul acesta de maturizare creștină, trebuie să știm că noi facem parte dintr-o turma lui Hristos, în care suntem diferiți, dar uniți. Avem un singur scop comun, nu scopuri diverse. Scopurile noastre nu sunt scopuri meschine, nu sunt scopuri personale, nu sunt interese personale. Scopul nostru este unul singur, Hristos. Suntem diversi, da. Unul e mai gras, altul e mai slab, unul mai bătrân, altul e mai tânăr. Unul e mai bogat, altul mai sărac. Diversitate. Dar la piciorul crucii lui Hristos suntem toți una. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. În 1 Timotei 5, 1 și 2, spune Apostolul Pavel așa lui Timotei, Timotee, ai grijă că turma Domnului este diversă. Și fiind, privind peste turma Domnului, văzând această diversitate a turmei, care este totuși și trăiește într-o unitate, îți spun, ai grijă cum te comporți în această diversitate. Nu mustra cu asprime pe un bătrân, ci ca pe un tată. Pe tineri sfătuiește ca pe niște frați. Comportă-te în această diversitate cu fiecare la nivelul lui. Încearcă să te pleci la nivelul copilului, încearcă să te să înțelegi nivelul adultului, teenagerului, dar și a bătrânului. Pentru că turma Domnului este o turmă diversă. Iar tu ca slujitor trebuie să fii și să te înveți cu această diversitate în unitate ca să ții și să nu sfâșii trupul lui Iisus Hristos. Un al treilea lucru care îl învățăm este faptul că turma lui Hristos are nevoie de îngrijitori. Auzi ce spune Domnul Iisus lui Petru? Mă iubești? Da. Eu n-am nevoie de declarațiile verbale. Că mi-ai făcut declarații verbale odată și mi-ai spus că nu o să mă părăsești niciodată. Și nu mai cred declarații verbale. Să știți că vorbele pot să mintă, însă faptele niciodată. Gesturile niciodată. Contează foarte mult limbajul gestual, mai mult decât cel verbal. Petre, mă iubești? Da, Doamne, da? Dacă mă iubești, Paște, mielușei mei. Mă iubești pentru mai mult decât ceilalți? Da, Doamne, Paște oițele mele. Mă iubești pentru mai mult decât ceilalți? Da, Doamne, Paște oile mele. Adică, de aici concluzia: Dumnezeu, când mă întreabă dacă îl iubesc, nu neapărat el vrea să audă în mod vocalic că eu afirm, da, Doamne, te iubesc. Ci Dumnezeu vrea o probă practică. El însuși a spus-o dacă mă iubiți. Veți păzi poruncile mele. Numai dacă mă iubiți, le veți păzi. Le veți face din dragoste, le veți împlini din dragoste. Dacă nu mă iubiți, nu o să le împliniți niciodată. Și acum există o responsabilitate a turmei. Ce înseamnă să paști turma lui Hristos? A paște turma, în primul rând, înseamnă a apăra turma. Fapte 20, 29, 30 știu după plecarea mea, spune Pavel: Că se vor vărâ în mijlocul vostru luprăpitori, care vor împrăștia turma, care nu vor avea sensibilitate, iubire față de turmă, care vor, se vor furișa și vor aduce tot felul de învățături care vor nimici turma sau vor dori să o nimicească. Fii un apărător al turmei. Slujitorul Domnului este cel care trebuie să hrănească turma. Maleah, capitolul 2, versetul 7, de la preot să așteaptă înțelepciunea și cuvintele lui trebuie să aducă învățătură sufletelor. Am auzit de multe ori spunându-se, păstorul nu trebuie să fie predicator. Dar ce să fie? Impegat de mișcare la CFR? Unul care numai să anunță programul, ca și când impegatul anunță, că ridică paleta, vine trenul, trece trenul. Asta trebuie să facă. În primul rând, slujitorul, păstorul, trebuie să fie predicator, pentru că el trebuie să hrănească turma. Cine să o hrănească dacă nu el? Să avem tot timpul invitați, unii care vin din afară, sunt frații noștri, iubim, nicio problemă. Dar în primul rând, păstorul, oricare ar fi el, slujitorul, are menirea de a-și hrăni turma. De a se sătura el, în primul rând, și apoi de a hrăni turma. Este exact ca și când zbor cu avionul. Când zbor cu avionul, înainte să decoleze avionul, amintiți-vă că toți am zburat cu avioanele, că n-am venit aici cu vaporul, cred că niciunul, dar pe avionul acela, înainte să decoleze, stewardesele încep să-ți facă un instructaj. Un instructaj rapid. Și se spune în acel instructaj, dacă trebuie să-ți spui cumva masca de oxigen, fii atent. Prima dată masca de oxigen să o pui ție. Și dacă ai un copil, după aia o pui copilului tău. Că dacă tu încerci să pui copilului tău masca de oxigen și nu mai există oxigen în avion, s-ar putea tu să leșini, nu-i mai pui nici lui masca, leșină și el, more, moare, și el, mor și tu. Primul lucru, puneți ție masca. Și apoi, ocupă de cei din jur. Adică hrănește-te pe tine și apoi hrănește pe cei din jur. Dar cum un păstor slăbănog, în ghilimele spus, care nu se satură din cuvântul Domnului, ca să mă înțelegeți, el flămând spiritual de numai, cum se hrănească pe alții? Păi n-are cum. Păstorul sau slujitorul, îngrijitorul trebuie să conducă turma. Nu turma să-l conducă, ci el să conducă turma. Dacă n-are o direcție, să-i ceară lui Dumnezeu direcție. 1 Petru cinci cu doi. El trebuie să conducă, să fie liderul, să știe turma să meargă după el. Mă iubești mai mult decât ceilalți? Paște turma mea. Și ca să paști turma mea, turma mea trebuie să te urmeze. Dar tu trebuie să mă urmezi pe mine. Îi spune Dumnezeu. Că dacă nu mă urmezi pe mine, turma nu o să te urmeze pe tine. Și hai să-ți pierzi turma să îngrijească de turmă. Evrei 12 cu 15. Slujitorul trebuie să îngrijească. Și când spun slujitor, vă gândiți numai la păstorul din biserică. Iubiți frați bărbați, sunteți toți păstori în casele dumneavoastră. Ce vă spun aici, trebuie să facem toți. Trebuie să îngrijească turma. Spune apostolul, dacă cineva nu se îngrijește de cei din casa lui, când vorbește despre văduve, lista celor cu adevărat văduve, dacă cineva nu se îngrijește cu adevărat de cei din casa lui, este ca unul care s-a lepădat de la credință. Prin urmare, păstorul trebuie să-și îngrijească turma. Și un lucru foarte mare, păstorul sau slujitorul trebuie să iubească pe marele păstor. Petre, mă iubești? Dacă nu-l iubești pe marele păstor, n să iubești nici turma lui. Pentru că, în final, păstorul cel mare, când ne vom întâlni pe țărmul celălalt al Tiberiadei Veșniciei, nu te va întreba câte predici ai ținut, nu te va întreba câte oi ai avut în turmă, ci singurul lucru te va întreba cât de mult ai iubit. Și, de asemenea, trebuie să iubească turma lui Hristos. Petre, mă iubești? El are datoria să iubească turma. Ioan 13 cu 34 spune lucrul acesta Domnul Iisus. Să vă iubiți unii pe alții. Cum v-am iubit? Eu. Așa să vă iubiți și voi. În al patrulea rând, turma păstorului are nevoie de oameni de sacrificiu turma păstorului are nevoie de slujitori de sacrificiu. Auzi ce spune Domnul Isus în versetul 18. Adevărat, adevărat îți spun că atunci când erai mai tânăr, singur te încingeai și te duceai unde voiai. Dar când vei îmbătrâni, îți vei întinde mâinile și altul te va încinge și te vei duce unde nu vei voi. A zis lucrul acesta ca să arate cu ce fel de moarte va proslăvi petru pe trupe Dumnezeu. Biserica Domnului are nevoie de oameni de sacrificiu. Oameni care să renunțe uneori la reputația lor pentru adevărul lui Hristos. Nimeni nu-i vorbit mai mult de rău decât păstorul. Sau nimeni nu-i mai lăudat decât păstorul. Într-o turmă. Când păstorul acela, slujitorul acela, se așează lângă principiile lui Hristos și zice, indiferent ce se întâmplă, eu rămân lângă principiile lui Hristos, s-ar putea răsplata din partea turmei uneori să fie... Ură. Respingerea. 1 Corinteni 5 cu 1, credeți că a fost ușor lui Pavel... Când a auzit el de ceea ce se întâmplă în biserica din Corint, zice, aud, aud acolo că se întâmplă ceva ce nu-mi vine să creadă urechilor, că aud. Că unul trăiește cu nevasta tatălui său și voi în loc să-l mustrați, în loc să-l certați, în loc să-l disciplinați, încă chiar v-ați lăudat cu el. Așa ceva nici la păgâni, zice Pavel, n-am auzit. Vă dați seama, Pavel a trebuit să-și asume lucrul acesta, mai ales că nu era prezent și a trebuit să le trimit o scrisoare. Reversul putea să fie respingerea lui Pavel pentru totdeauna din acea biserică. Mulți slujitori astăzi nu mai vor să fie oameni de sacrificiu. Uneori mai bine sacrificăm principii decât să ne sacrificăm pe noi să pierdem simpatii sau chiar membrii. Și de aceea turma lui Hristos are de suferit. Ca să nu mai vorbim de sacrificii în alte domenii. Multele din slujbe care astăzi se fac, se fac în virtutea, din păcate, a multor a banilor. E trist. Dar adevărat, unde am ajuns? Să cânți cântările Domnului pe bani, să predici, să vinzi predici sau cărți ca să-ți creezi un portofoliu bun. Creștinii de sacrificiu sunt tot mai rari. Fratele de la rugăciune a spus aici despre acei creștini cărora li s-a tăiat capul. Păi, da, oameni de sacrificiu pentru Hristos. Și ultimul lucru care vreau să-l subliniez, turma Domnului are nevoie de urmași. Auziți ce îi spune Domnul Isus. Și după ce i-a spus cu ce fel de moarte va proslăvi Petru pe Dumnezeu, iată ce îi spune Domnul Isus. Vino după mine. Vino după mine. Turma lui Hristos are nevoie de urmași. După cum eu te-am chemat pe tine să vii după mine și tu trebuie să chem pe alții să vină după tine. Pentru că toți să vină după mine. Eu te chem pe tine, dar tu du-te și cheamă-l pe altul. Pentru că dacă numai tu vii după mine singur, turma se pierde. Vină după mine contează foarte mult. Nu te duce după alții. Că dacă te duci după alții, te pierzi pe tine și se pierde turma. Auziți ce spune Pavel Galatenilor, Galaten capitolul 1, versetul 8. Mă mir că treceți așa de repede de la o evanghelie la alta. Nu că este o altă evanghelie, dar chiar dacă noi înșine, deci zice apostolul Pavel, dacă noi înșine care v-am propovăduit evanghelia înainte, ne-am schimbat noi cumva evanghelia. Cine știe ce zminteală ne-ar fi apucat? Și acum am venit la voi să vă spunem o altă evanghelie. Noi înșine, dacă am venit la voi, sau un înger din cer, de ar veni să vă propovăduiască o altă evanghelie, deosebită de cea pe care v-am propovăduit-o noi, să fie anatema. Și ce înseamnă anatema? Despărțit, separat, unul neprimit, un intrus, un nepoftit unul cu care să n de-a face, să nu-l primiți. Turma Domnului are nevoie de urmași care să-L urmeze pe Hristos și nu pe alții. Câți dintre noi putem să stăm în fața soției, în fața copiilor? Sau câți păstori pot să stea în fața bisericii și să spun așa? 1 Corinteni 11 cu 1 Călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos. Ai curaj să mergi acasă în seara asta, să spui soției tale, uitându-te în ochii ei, calcă pe urmele mele, dragă, că eu calc pe urmele lui Hristos și ea să recunoască. dacă ea te aude cum, pe ce urme calci tu, lasă-mă, că știu eu, nu spune tu pe ce urme calci. Avem curaj noi ca părinți să mergem în fața copiilor, să le spunem noi copiilor, călcați pe urmele noastre, dragi copii, că noi călcăm pe urmele lui Hristos. Putem noi să facem asta. Lasă-mă, tată, că te-am auzit eu cum trâncănești. Și mamă, pe ce urme ale lui Hristos calce? E bine să nu deformăm urmele lui Hristos, ci să călcăm pe urmele lui. 1 Timotei 4, 1 la 16, spune apostolul, vremurile din urmă vor fi vremuri grele, pentru că vor fi deformiști. Vor fi oameni care nu vor călca pe urmele Lui Hristos, vor pretinde că ei că calcă pe urmele Lui Hristos, dar nu vor călca pe urmele Lui Hristos, ci vor fi urme înșelătoare. Se vor lepăda de credința adevărată, ca să se alipească de duhuri înșelătoare, de învățăturile dracilor. Oameni care vor avea un fel de comportament ieșit din comun, opresc întrebuințarea bucatelor pe care Dumnezeu le-a lăsat. Sunt multe. Citiți-le, vă rog, acolo. Eu, în seara asta, îmi pun întrebarea și ți-o pun și ție. Pe ce urme călcăm? Călcăm noi pe urmele lui Isus Hristos? Sau nu? Pentru că pe ce urme călcăm noi, vor călca urmașii noștri. Vă amintiți de acel tată care își bătea copilul să nu fumeze, să nu bea? Și într-o dimineață, când se proaspăt, pe la ora șapte dimineața, tata ieșise din casă să meargă pe la servici. Dar înainte să meargă la servici, s-a oprit și pe la birtul sau locul unde se serveau băuturi alcoolice. Și a intrat să ia un pahar. Copilul s-a dat jos din pat, s-a îmbrăcat tiptil și a ieșit afară fără să observe tata și a început să calce prin zăpadă pe urmele tatălui său. Și vă dați seama unde au dus urmele, nu? O intrat copilul în birt și s-a așezat în celălalt colț. Și tata era în colțul ăsta. Și la un moment de acum sorbea tata liniștit din pahar de dimineață să-l trezească a dat cu ochii de copil în celălalt colț și s-a îngrozit, a sărit de la masă și a fugit direct la copil. Ce cauți tu aici, mă? Cum ai ajuns tu aici? Copilul, am călcat pe urmele tale, tată. Așa am ajuns aici. Dragii mei, va veni o zi când Isus ne va întreba pe fiecare în mod personal cât de mult mai iubit? Cât de mult ai iubit turma mea? Cât de mult ai sacrificat pentru turma mea? Care sunt urmașii tăi? Ce urme ai lăsat tu trecând prin lumea asta? Și nu vom mai putea face nici un fel de schimbare atunci. Va fi prea târziu. Vedeți copiii ăștia mici care sunt aici în biserică? Nici nu vă dați seama ce mult ne copiază pe noi, ăștia mai mari. Dar ne copiază. Eli Eliana stă cu noi în mașină. Merg cu mașina cu Dana și discut și una și alta. Fără să ținem cont că ea din spate ne-ar asculta. Ea se joacă cu jucăriile. După două zile îmi amintește, știi ce ai spus pe mașină, tati? Și rămân încremenit. Nici n-am crezut că și pe atenție și totuși, și pe etenșă. Iisus Hristos, Marele Păstor, să nu uităm că posedă o turmă. Noi suntem în turma Lui, dar turma nu e a mea, nu e a ta, nu e a noastră. Turma este a Lui. Să nu uităm că Marele Păstor, turma păstorului este diversă. Că în există diversitate. Și am vorbit despre diversitate, unul e mai bogat, altul e mai sărac, altul e învățat. Zice Apostolul Pavel, știu că între voi nu sunt mulți de neam ales, nici mulți bogați, nici înțelepți în felul viacului acestea. Vedeți diversitatea în, 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 în turmă? Știu, sunt oameni diversi între voi, nu toți. Turma lui Hristos are nevoie de îngrijitori. Suntem chemați fiecare să îngrijim turma lui Hristos. Vegheați unii asupra altora. Ca nu cumva să se dea vreun lăstar de amărăciune în popor, zice cuvântul Domnului. Turma păstorului are nevoie de oameni de sacrificiu. Oameni care, nu care să sacrifice, ci oameni care să se sacrifice. Și turma Domnului are nevoie de urmași. Să ne ajute Dumnezeu să putem crește în acești copii urmași demni al lui Isus Hristos. Amin?